Incident grav s-a produs în localitatea Cernica din județul Ilfov. O mașină a intrat într-un grup de oameni care se aflau în curtea mănăstirii Cernica. Cel puțin o persoană a murit în urma acestui grav accident, iar mai multe persoane sunt rănite. Șoferul autoturismului l-a declarat forțelor de ordine că au sosit la fața locului, că i s-a blocat volanul, motiv pentru care nu a mai putut face nimic pentru a evita accidentul. Persoana decedată este, din primele informații, o femeie în vârstă de 60 de ani. Și discutăm acum cu Bogdan Oprița, coordonator SMUR București. Bună ziua, vă mulțumim! Bună ziua! Ce informații aveți de la fața locului? De la fața locului, informațiile pe care le am până în acest moment, deci este în acest moment, a fost găsită decedată cu leziuni incompatibile cu viața. Alte persoane nu sunt rănite și fiica acestei persoane decedate a fost transportată la spital. Bănuiesc că din cauza șocului suferit. Probabil așa, și persoana respectivă prezenta niște leziuni superficiale, niște scoriații pe care nu a putut să le justifice și atunci medicul de la fața locului a convins-o să o transporte la spital. În cât timp a ajuns un echipaj la fața locului pentru a acorda primul ajutor? Primul echipaj care a ajuns în fața locului a ajuns în circa 10 minute. Iar persoana care, victima, era deja decedată? Stimate domn, v-am explicat foarte clar. Persoana respectivă prezenta leziuni incompatibile cu viața. Da. A trecut cu mașina peste ea. Am înțeles. Deci nu s-a mai putut face nimic. Așa sunt. Alte persoane, vă spun, până în acest moment nu sunt rănite. Din punctul nostru de vedere, intervenția medicală de la fața locului este pe cale să încheie. Da. Vă mulțumim atunci pentru toate informațiile. A fost Bogdan Oprița, coordonator SMURD București.